O tânără de 18 ani a fost prinsă de oamenii legii la volanul unui autoturism, deși fata nu avea permis de conducere. Adolescenta s-a ales cu dosar penal, cercetat fiind și cel care i-a dat pe mână mașina. La data de 17 mai anul curent, polițiști din cadrul biroului rutier au identificat în trafic un bărbat de 54 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada primăverii din municipiu, iar la solicitarea polițiștilor, conducătorul auto a refuzat atât testarea cu aparatul alcoltest, cât și recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Ambii tineri riscă să fie trimiși în judecată pentru faptele lor care ar putea să-i coste scump.